Salut, prietene grădinii exotice! Astăzi este 14 septembrie și după aproximativ o lună jumătate după ce am plantat pepenii aceștia japonezi. Sunt o specie de pepeni galbeni, însă sunt foarte mici. Cresc de dimensiunile unui măr, maxima unui gutui. Sunt foarte, foarte gustoși și avantajul e că un pepenaș ajunge unei singure persoane, deci nu strici mai mult. Poți să mănânci doi pepenași. Așa, dacă îți faci un pepen mare galben, trebuie să-l și mănânci pe tot. Este un impediment pentru cei care mănâncă puțin. Așa, avantajul sunt acești pepeni japonezi. Acesta este foarte mare, comparativ cu dimensiunile normale. Iar în mod normal cresc undeva așa, cu un merișor. Sunt foarte gustoși, zemoși, un gust de pepene galben autohton pe care îl cunoașteți, dar cu un flavor de ananas. Sunt foarte, foarte gustoși. O să desfacem unul să vi-l prezint. Aceștia sunt pepenașii japonezi. Ei de obicei cresc pe spalieri sau pe, trebuie spuși ca și castraveții susținuți pe boltă. În schimb, noi dacă avem foliile, sunt curate și nu se strică sau. Și acesta este foarte mare. Cum normal v-am zis, ei sunt așa cât un mărișor. Deci după o lună jumătate sunt gata de mâncat. Așa. Să luăm și pe acesta. Acesta e crud, cred că într-o săptămână, două, e gata, o săptămână. Mai e unul și aici. Pepen japonezi. Ar trebui să punem mai des. Am văzut un Carrefour anul trecut, anul acesta n-am mai văzut. Mai avem și verzi. La fel, este o specie care cresc foarte mici pepeni și sunt dulci. Și ăștia sunt normali, galbeni. Bine, normali la dimensiuni. Specia nu știu exact ce sunt, care este. Vom desface unul și vă voi spune impresia. Acum vom tăia pepenașii pentru a-i gusta. Pepenii sunt, aceștia mici, sunt de fapt originari din Coreea. Sunt crescuți foarte mult și în Japonia, pentru că japonezii de obicei pun preț pe
fructele mici de calitate superioară, nu le stropesc, nu... și le vând individual, nu la kilogram. Iar în Corea ei sunt originari de acolo. Cultivă destul de mult pentru că avantajul este dimensiunea și gustul, bineînțeles, dar dimensiunea, pentru că dintr-un pepen îl mănânci, nu trebuie să-l depozitezi în frigider sau să-l lași până a doua zi. Cei mici, din câte am văzut și am înțeles, se pot mânca chiar cu coajă. Ei au un gust de fruct exotic, oarecum au un gust de pară și structura este de pară, structura pulpei, un gust crocant, cu un gust suav de banană și pepene galben, dar consistența unei pere mai crocante. Acesta este mai mic și, cum am zis, se pare că el mănâncă cu tot cu coajă. Coaja este destul de subțire și nu este chiar poroasă, deci nu cred că există o problemă, mai ales că nu sunt stropiți cu pesticide, îi puteți consuma ca atare, doar spălați un picuț. De obicei, dacă sunt stropiți cu pesticide sau alte substanțe chimice, coaja devine destul de toxică și va magazina cantități mari de substanțe chimice. Este super de bun, foarte zemos. După cum v-am spus, consistența este crocantă și pulpa este ca unei pere. Într-adevăr, gust exotic de fructe exotice. Se simte gustul de banană, chiar și un pic de mango. Poate îl simt eu, dar se simte și mango. Și pepenul autohton românesc pe care îl știți, un gust totuși suav, fin. Vom desface și pe cel mai mare. Îl vom desface în două ca să vedeți și cum arată. Arată ca pepenele galben pe care îl știți de la noi. Vom opri și din sâmburi, avem și de anul trecut, noi am pus și anul trecut, dar nu știu, nu prea au ieșit. Anul ăsta au ieșit doar câțiva, ținând cont că am pus semințele acum o lună jumătate maxim, ei s-au făcut destul de repede, se pare că sunt destul de precoce cu dezvoltarea. Și părerea mea că dacă puneți în august, la sfârșitul lui august, cu siguranță o să mâncați până în iarnă niște pepenași. Sunt niște pepeni foarte gustoși. Și indicat e să mai cultivăm și alte fructe decât cele autohtone pe care le știm, prune, mere, pere și caise sau știu eu, pe care le cunoaștem toți. Pentru că diversificăm și vitaminele și consistența. Spre exemplu, acesta are și beta-caroten, potasiu, fosfor, care este destul de important. Mie îmi place să mănânc și coaja. Se pare că este foarte bună. Este total comestibilă, deci nu vă faceți griji. Parcă este un pic mai copt și mai bun. Foarte crocant. Dar un gust dulce, deosebit. De obicei, fructele care le avem noi și legumele sunt un pic mai dulci ca cele din comerț, pentru că pământul este de calitate și nu sunt stropite cu diverse substanțe chimice și înglobează mai mulți flavonoizi, adică cei care sunt responsabili cu gustul și implicit cu vitaminele. Din ce cantitate este mai mare de flavonoizi, cu atât avem o putere nutritivă mai mare a fructului. Dacă nu doriți să mâncați această coajă, este subțire, dar nu toată lumea preferă să mânce coaja, deși indicat e ca la toate fructele unde coaja, la fructele bio și ecologice unde coaja se poate mânca, este indicat să o mâncați pentru că conține foarte multe substanțe nutritive și de calitate
Pentru organism. Eu am mâncat și cu așa, nu știu, mie îmi place. Iar acesta este pepenașul. Chiar și structura seamănă cu al unei pere. O pară zemoasă. Și gustul e, v-am spus, compus, un gust exotic. De obicei găsiți la fructele exotice gustul acela de mai multe fructe. Nu pot descrie, părerea mea este că trebuie să găsiți semințe, pepeni coreeni și să cultivați măcar pentru a-i gusta. Eu v-am spus, sunt adeptul încercării mai multe fructe, pentru că se pot crește la noi și este altceva, adică nu mâncați tot timpul mere, pere și prune. Mai trebuie să diversificăm. Excelent, o să-l tai pe tot și o să vi-l mai prezint alături și de alte fructe. Este deosebit, părerea mea, și merită să cultivați măcar o singură dată să vedeți dacă vă încântă gustul. Plus că aveți avantajul acesta al mărimii. Mâncați unul, doi, nu știu dacă vreți să mâncați 3, 4, dar ați mâncat unul, nu vă rămân resturi pentru a doua zi, nu se strică, nu-și pierd calitățile nutritive pentru că îl mâncați, îl consumați ca atare în stare proaspătă. Cel mai important, legumele și fructele cât mai proaspete cu putință, atunci când nu putem proaspete, le transformăm într-adevăr pentru iarnă în gemuri și dulcețuri și compot. Dar până la iarnă mai avem și ne vom folosi de perioada asta. Cu bine, prieteni, să ne auzim cu bine. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Am terminat de tăiat. Acesta e pepenașul. E crocant. Nu e ca un pepene obișnuit galben. Este destul de crocant. Iar gustul este foarte, foarte dulce. Are o tentă de pepene galben. Iar în afară de dulceață are un flavor, nu știu cum să vă zic, de o tentă de pepene galben, însă ananas cu fructe exotică, mango, nu știu exact. Cert este că este excelent de bun, nutritiv, bun la gust, exotic. Și în primul rând un pepenaș ajunge unei singure persoane fără să strice dita mai pepenele să mănânce câteva felii. Bine, dar oricum e mult mai bun ca un pepene galben autohton. Dimensiunile îl ajută să reziste mai mult după ce este recoltat. Crocant și foarte bun. Pepenele japonez.